Salutare tuturor, bine ați venit pe acest canal. Deci noi acum până la depozit, trebuie să luăm niște materiale. Să cumpărăm niște materiale, am auzit cu deschisia depozitului aici, așa să mergem să vedem dacă avem materiale care ne trebuie, dacă nu mai așteptăm. Asta, să ne le aduc acasă, hai că intrăm acum la depozit să vedem ce are. Dacă ajungem și noi la depozit. Văd că e deschisă. Deschisă. Numai că văd că ne întâmplă din niște căței. Dacă mușcă, îi mușcăm și noi, pii. Corect. Eu sper să nu muște, acum... Fugi acolo. Și-ai plecat. Parcă văd, după ce am intrat pe parte, deja. Și noi. Băi, eu sper că nu. Păi că sunt câțiva, acolo dați bai din capul lor. Mergem și ne uităm alea sau merg? Hai până aici. Până. La tu nu mai drept. Tu cine știi, voi faceți tipul în picioare, faceți voi ceva acum. Nu? Așa. Poftim? Asta vine pe de-a cal. Ăsta vine așa, niște pot. Astea 10 pe 8. Aici avem. Să luăm și de aici. Avem și aici de 10 la 4 metri. Acum să vadă dacă putem intra acolo la deal. Acum e greu că nu știu dacă cu ce putem veni până aici. Adică să le cărăm până la deal, da? Da, da. Poate ne descurcăm noi, vedem. O plouat și iarba udă. Le lăsa așa acolo jos și le cărăm noi. Mâna, nu e problema asta. Hai să vedem. Hai, hai să tragă și e căsă. Hai, ca să ne încărcăm prima dată pe este de aici. Și ne apucăm să încărcăm. Trebuie. Pus aici, să mergem o parte și ea la altă acum. Și să vedem de unde o luăm pe cealaltă. De 10 pe 10 la 6 metri. L-am dat departe acolo. Am dat departe acolo? Da, cum? Am ales de drept. Bă, acela era? Da. Și o să mergem acolo să ne încărcăm și pe cele. Acum să ne apucăm să ne încărcăm. Și pe este. Deci, ne apucăm tot așa repede. Vom pe urmă când o să fie gata. Am terminat și noi de încărcat. Am prins-o acolo sus pe asta de 6 metri. Aici a fost necesară prima dată. Ne-am încărcat aici și de acum să mergem să vedem ce facem, dacă putem să le ducem. Vedeam și noi imediat. Da, de aici. Am căpim colo, e de acolo. E greu să o scali de acolo. Chiar cât de tot. Asta e greu aici? Da. Aici, da. E pat acolo. E tonic, da? Nu știu, cred. Aici avem o căsuță, numai că nu prea se vede, e chiar de mare, deci e o căsuță. Chiar de mare. Se vede dacă a făcut ei și o altă. Am umflat pe ghide, nu prea se vede. De acolo faci, da? Da, da. Lup. Hai, trebuie și noi, dacă trebuie și mai aici la noi la deal, să vedem dacă putem cu cantul și vedem și noi ce facem. Aici am fost o țândra asta, l-a făcut balură, ce mai aici? Doi balură de niște mari? Trei. Trei, da. Aveți pe unde ieșe. Nu e problema asta. Le luăm și le dăm acolo. Hai să ne apucăm repede ca să le descărcăm. Și noi peste. Ne-am descărcat. Ori 4 metri, nu? Ori 3, da? Ori 3. Egal, odată 140 costă scris undeva. Vrei? Asta
încărcăminte, 140 ar veni... 140 plus 75 și alălalt. Da. 140 plus 75 este egal. 215, nu? Da. Așa, și acum un bucăț. De 8. Da. 0,08 0,08 ori 4, nu? Uh-huh. 4? Ori 4 metri lungime. Da, da. Ori 8, da. Nu? Ori 8 metri, nu? Da. 240. Plus încă cele 215. 450. Da, e bună. Te-ai dus și până acolo? Da, cum ce ai să faci? Te lasă aici? Ok. Te-a dus și până aici cu mașina până aici, ne-a lăsat chiar aici în deal. Să mergem la deal. Căldura asta ne dispieră. Dar sperăm să nu mai fie cald. Să mergem până la depozit, nu știu cui, 3 kg cam așa. Mă, să dacă e deschis, că e sâmbătă azi, și abar n-avem. Și noi 6 acum e cât e? E vreo 10 și jumate, nu? Pare că așa e. 10 și un fier. Da, 10 și un fier, mai bine. Sperăm să fie deschis. Mă, că cu grinzele ce am luat 3 la 10 metri, la 10 doar. 3 grinzi la 10, la 4 metri de 10 pe 10 și trebuie la 5 metri, nu la 4 metri. Da. Nu știu la cine asta, ia capul, că n-am zis eu la 4 metri. Oricum vin folosite la altceva, dar nu... Vin folosite și așa, tot pe la porți undeva, dar nu aia este, erau cele mai importante. Dacă vin pe porți, vine acoperișul prins. Hai, vedem, poate punem un adaus că avem de 8 pe 8, vedem noi cum le facem și cum le păcălim. Vă, 2 cm, vezi de sub. Trebuie să găsăm noi ceva. Da. Mai ajuns la depozit. Am plecat, am luat aici 3, cu 3 kg de cuie. Pregătești noi așa, drujba, tot apă cumpănă, nu știu sapă. Eu îți dau cu ciocanii, cu ce trebuie. Cu tot ce trebuie acolo și să mergem la deal. Hai să-ți mergem. A scăzut apă o grămadă. Hai să mergem, că avem de treaba. Am luat asta, mai mult prășun pe acolo și pe grădinuță, că avem nevoie de prășutul ăla. Că nu e mult tuburiană, dar tot trebuie prășut. Ajung și noi aici la deal. Și de acum trebuie să ne apucăm de treabă. Scărăm șasele de acolo, tuma de divale. Este o grămadă de treabă. Vreau să vedem, e rău că nu i-a scos lanțul așa de tare la drujbă. Dar da. Nu mai e și ascuțiu tare, trebuie cumpărat altă lamă. Trebuie cumpărat altă lamă și alt lanț. Da. Am dus câțiva aici, acum să ne urcăm alea ca să vedem, să luăm măsurile aceștia care să vin tăieți la drept în partea cealaltă, să luăm măsură la cel mai mic și să tăiem după așa. Deci să luăm oase, niște cui mai mici. Să mă urc acolo, eu nu știu ca să nu am semnele. Luăm măsurile aici în continuare. Sunt la 50 cm. Da. Acum să ne apucăm să dăm și noi leacă. Câteva secunde să nu-ți faci chestia pe ele. Acum să ne apucăm și noi să tăiem acele. Pus câteva scâmpuri ca să putem ta.
Teti. De acum? În partea cealaltă. Exact în două, dacă asta e 4 și 10, trebuie să lăsăm de 2,8, să-l punem aici sus. Întâi de vreo 2,10, nu 2,10, de vreo 2,5, cam așa. O să-i vine exact așa, de 4 metri tăiat în două, că altfel nu putem cumpăra altele. Că dacă așa s-a potrivit, normal că trebuie pod mai mare, alea, că da. Nu ne trebuie nouă mare tare. Ajunge așa. Dacă să-l punem aici exact pe mijloc unde vine, aici așa pe mijloc. Pe urmă trebuie contrafișă, pus la cumpănă. Mă trebuie unul pe mijloc și unul tuma în partea cealaltă. Tuma în partea cealaltă. Cum hai să-l batem cu pe sână. Și o contrafișă. Da, ce să facem oricum, vrem să facem turn. Da. Nu putem lucra noi. Mă hai să ne trebuie, da? Am pus noi acum cu contrafișele, le-am pus pe astea din față, pe astea le-am prins așa din acela și din acela. Ca altfel n-avem cum. Asta-i. Tătă casă să hâlțână. Așa trebuie. De acum. De acum trebuie la mijloc și pe un parcelant, nu? Da. Pe urmă vin scoasa și ele. Asta-i. Nu mai vine unul la mijloc. Da? Nu mai vine unul la mijloc. Am dat sus grinda asta de 6 metri. Să punem tuma acolo sus. Am putut și în partea cealaltă. Se vede el uleac acolo. Acum să-l dăm sus. Și vezi, să-l punem. Să vedem cum batem cu ea acolo sus.
Ne popul ăsta. Bun, toate părțile? Bun. Deci poți să vină niște de încolo, să mă lăs, da? Bun, hai că vin acuși. Uite Măreana aici, șocul ăsta. Da, un cui de 20 la gata pe ei, mai bun. Ăla-i. Gata, așa că l-am terminat. Da, cum? Am dat și noi de-a cu jos. Vedem ce mai facem. Dacă nu trebuie să primim, cum ai zice, nu-ți căprioriște, trebuie să aducem prosop cu busuioc. Prosop cu busuioc trebuie făcut o crușie din lemn. Eu așa știu ce se face. Cum am mers până acasă, mâncăm alea. Da. Și vine imediat înapoi. Și urmă vine înapoi. Să-l facem frumos. Numai că e problema că ne mai trebuie încă unul, doi de șef. Ea da. La 4 metri și nouă ne trebuie la 5. Am uitat că vin de vier la 6,5 de metri. Hai, dar prindem aici. La nici loc și în partea felând. Vrei prins timp ară în fără nu trebuie. Numai că nu mai pui doi. Da. Restul ăsta o spare. Momentan așa arată. Eu zic că arată super bine. Numai că azi stați, vedeți că stați aproape pe ce mâncăm și noi. Vinim iar și vedeți ce formă o să fain o să prindă. Numai că trebuie să aducem prosop de seara și abuz eu. O să iese calea mea. Ia uite câtă muncă și câți pari. Făcută numai de noi. Vinem. Cum îi zice, dacă vine niște muncitori, faci eu cred că mai mult decât faci și materialele astea. Așa că muncim noi, ne scutește o grămadă. Așa că s-a mâncat, am luat aici și găsui eu. Nu prea ieși niște ieși aici, dar poate că sunt plătini altfel mai mari. Asta prosopul legat? Da, e în buzunar, arată în prosop aici. Bun, să vedem să văd dacă nu sunt niște găsui eu ca barna. Asta e scuturat, așa n-am mai găsit de cealaltă care trebuie, dar e găsui eu, oricum. Bun, asta nu contează. Ei, să vedem, poate găsim altul mai mare. Suntem pe drum, mai avem dimers. Acolo e o canicălă așa cu afară și au anunțat ploi. Păi, capre, că noi dacă nu mai fie. Și au anunțat ploi, pe la vreo 6, cam așa. Normal au anunțat pe ziua, dar acum au anunțat mă la 6, deci s-a schimbat drum. E soare, pe parte bine. Până la 6, termină așa acolo. Facem, sigur, facem. Pe drum, am luat niște flori acasă de trandafiri. Niște trandafiri. Și acum mai luam niște flori de pe aici, florișele, că nu prea sunt acum flori. De acum o să fac așa de toamnă. Uite de clase mult, că-s frumos, văd. Pune floricele. Am auzit că se pune prosop numai într-un colț, din unele părți, din unele părți, am auzit că sunt numai de două. Numai în două, numai în unul. Așa că punem noi și o față și o spate. Și o spate, nu, și acolo, în caz de ceva, nu. Normal se pune, cum îi zice, am auzit că se pune o sticlă de vin sau nu știu ce am auzit că se pune. Noi dacă suntem copii, nu bem alcool, nu bem așa, punem o sticlă de apă. Am auzit că e sfântă și apă, adică eu așa cred și mi-a spus și alții. Merge cu apă, decât cu alcool, mai bine apă. Vreau să luăm și câte o grindă de asta dacă tot mergem încolo. Unde floricele? Îmi părțim frumos? Lasă, să văd dacă se vede frumos. Hai să luăm câte o grindă și le ducem la deal. Bătic, uitați, știu eu pe acolo. Nimic cu noi. Aici e plin de floricele. Nu știu, nu-i frumos. Asta l-a rupt. Frumoasă, domn. Deoparte, culegem. Am pregătit florile și acum să ne măsurăm la ca să punem un pop unde vine la ușa aici, că pe urmă trebuie pus la acoperiș așa și nu mai putem prinde pop, că vine o scândurică ceva acolo cu care ne vine. Trebuie exact măsurată, mi-e dăm margine. Prima trebuie un colț aici, pe urmă aici, pe urmă trasat linie din punct în punct. De cât ține? Aduce trebuie. Fix la 2 metri trebuie. Uite, dăm partea altă. Perfect. Și așa că se ruleta asta. Bun, acum dai-te-o la 2 metri. Tragi oricum până oricum de asta. Este așa, tragi din punct în punct acum. Așa se măsoară toate, e egal. Dă-i medicul. Și pleacă cam strâng. Nu, dacă așa e ține și asta. Gata, că se vede la drept. Bun, acum hai să-l tăiem. Să-l batem aici în cui. Am tras aici o linie. Și am tras aici o linie și am măsurat exact un metru, cam cât se vine o ușă. Și asta trebuie fi la 2 metri, dar numai cât mai are burta, asta și trebuie saltat.
Adică coboră, trebuie să vedem noi cum punem mâna. Poți tu sau vin să ajut? Nu știu. E vesit acolo. Pune-l aici, nu ți-l dă-l încolo, că de pe parul ăla poate alunecă mai ușor. Așa? Așa, și dă-l ghinece prima dată. Așa. Așa. Acum dacă împingi de el, eu știu. Hai că vine acum și batem amândoi. De cât acum trebuie pus rac la cumpăr? Unde cumpăr în țară? Sus? Așa că pe urmă trebuie măsurat la creion aici, mai trebuie dat o leac. Deci eu sunt. Dar unde e la urmă la creion? Aici e. Așa e. Ai trebuie leacă. Ai vezi, trebuie și îndreptat. Ar și mâna la vreo vedeacă. Bate așa de după. Bate și de aici. Așa, bate și de sus. Acum trebuie tot de jos. Parcă vă fi iasă de sus. E, aproape. E, las. Hai bine. A, scuze. Acum ai pune cumpărat de la. Ei, ce trebuie? E, tot mai trebuie la. Mai de la. Hai. Tot mai trebuie la. Da, trebuie, dă-i, mai dă-i, mai dă-i. Mai dă-i. Acolo pare. Așa e bun? Ei nu, dar oricum nu trebuie așa, nu trebuie neapărat în teren. Aici. 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 Aici a venit exact pe bufunii. În mijloc. Poziționa pe ăsta, am prins cu ei aici. Bate cănuț. M-am închis de cad. Tot ceva important, trebuie să punem câte o scândură așa. Oricum trebuie scândură și așa, nu putem să punem capete din pop, adică unde vine capriorul, așa că trebuie să punem una de-a întregul. Și pe urmă vine popul, capriorul de fapt, vine pus pe scândură și așa. Că e măsură exact la mijloc, Ionuț, da? Ca să vină jumate și jumate. Uite așa e. Următoarea. Le pus exact cap în cap. Așa. De acolo lui Ionuț un căprior de să luăm măsură, să vedem cum vine la unghie aici și cum vine sus. Uite ce sări. Vedem cum vine, vă cale o leacă de burtă, dar nu. Oricum vine mai mare, nu știu, pe urmă trebuie luat unghie, Ionuț. Trebuie făcut unghie, să vedem cum vine unghie făcut. Pune-l astea, Ionuț, pune-l în exterior, colț. Și colț. Mai dă-i drumul ăla, mai jos. Asta e preta. Ne luați așa. Și acum să-i trasăm de aici. Hai să ne mai ridic. Atât și să-i trasăm de aici, ha? Bun. Așa. De unde vin tăi? Că trebuie unghiul perfect aici. Așa. La cal aici a venit pe urmă făcut așa un fel de X pus unul lângă altul și luăm tot așa măsurile. Întâi noi acum din ax potrivește, înțeleg. Vine ghine? Mi-a ne spare că vine ghine de aici. Perfect. Vine? Da. Asta e bun. Acum trebuie și acolo așa. Ridic acum mare am spionat, eu l-am pus pe aici, aici. Să vedem dacă vine. Acum aici sus, să vedem cum luăm. E, vezi, te poți urca? Stai așa, stai și eu și acolo de aici.
Deci, de la mine, da. Unde ești? În benzinar? Da. Deci, tușul bate, să nu mai viu până acolo. Mă dăm înapoi aici. Bate-l numai o leacă, asta e să nu fugă. Da, și cane. Deja, până aici. Și creionul. Mai multă. Cita. Globazaur. Na, e de aici. Am tăiat grinzile astea, le-am dat acolo sus lui Marian. Vezi cum poți să le pui, domn. Ești coș contre ca să mă zic eu ca să o pui la drept, așa? Să-i bav un cui. A? Hai că vei chiar acum. Acum ne-am apucat să-l bate așa acolo sus. Îl am dat câte un cui, jos, așa de formă, ca să ți-o leacă. Vezi că se duci cuiu? Da? Vezi că se duci cuiu și alunat. Așa. Dă-i să ții ghinii acolo. Așa? Să-i dau de la aici, să-i dau așa în cap. Acum îl dăm și pe cea alunat. E, vezi că a fugit o leacă, mare. Parcă a fugit o leacă prin culo, dar nu-i nică. Bătut aici eu ca lumea. Acum se bate Ionuț, poți? Acolo trebuie să bate de 10, i-am dat de 10, se bate acolo. Pe urmă crapă dacă de 15. Așa, și pe urmă se duci în colț și alălalt Ionuț. Te duci pe urmă și în colț și alălalt. Uite aici. Deci, pe urmă facem capceala, punem prosopul, punem flori, busuioc și să mai pune aici. Era să-l scăchi. Ia și semnile acolo, domnul. Trebuie să le luăm și în partea asta aici. Le luăm exact cum le-am luat și în partea și elantă. A, așa. Acum trebuie dat de jos stăieți. Mă pun eu să iau măsurile și l-am trimis pe unul să prășească acolo dacă tot avem saba, știi? Merge, domnul? Vezi, trebuie să mai lești mărar acolo, vezi? Ardei, cartofii prășește, dar aici nu durează mult, durează alea. Ei tati buren pe lângă gard, tata, da? E bun atunci, hai, descurci-te acolo, eu mă apuc să eu măsurile și să le tai ca lumea, să le iau unghiurile și să le tai. Așa trebuie, tăiete toate așa. Pus de formă așa câțiva, numai că i-am bătut în cuie de jos. Trebuie sus așezat și tăieți ca lumea. Punem așa pe toate. Atât am făcut deocamdată. Mai avem o leacă de pus acolo, aici. Doamne. În partea asta. Da. Acum să prindem crucile, nu? Acum să prindem crucile. Urcă sus și eu ți le dau.
Dar urcă sus, sus. Mi-l arăt tu? Să-l aduc eu, da. Poți și prosat, le iei, așa? A, de jos. Cam așa arată deocamdată. Așa. Am pus și bani ca să știe, numai nu vine să-i luăm. Hai de cui. Har. S-o batem și pe asta aici, în partea asta. Mai avem câteva vizitatori, dar asta e. Călăjor, da, asta e. Pune-și pe asta aici. Și cam asta e. Am ajuns la acoperișă. A venit și momentul ăsta o să vin. Gata, a terminat de acut dătișul tu, domnule. Jos. Am văzut. După care o să numai că mai trebuie încă 4. Cu trebuie ăștia pus. Da. Vine-ți când, că mă dau. Dar cu stângul. Până la urmă asta am făcut, am pus acele în vârf. Eu zic că arată bine, n-ai ce zici. Mai avem de lucrat, e nașpa că... Da, deci trebuie două grins plus patru celebi, cum zici, patru căpriori avem. Dar așa, în mare parte, eu zic că arată frumos. Interioarele, încă ne mai gândim cu ce să-l facem, măi. Pereți, da, ne mai gândim. Vindem pe parcurs. Da, eu zic că ieșe frumos, nu? Sperăm să vă placă și vouă. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Arată, arată altfel acum, uite. De ce-ți văd dacă n-arată frumos? Altceva. Hai, băticule, rămâi acolo tu. Ia și noi de acolo. Puțin acasă. Că dacă vă plăcut, nu uitați dați acolo mari, mari like. Uitați, follow pe Instagram. Cigan Mariam. Aveți link-urile sus în descrierii. Nu uitați să vă abonați, să-ți faci clopă, să-ți spun toate notificările. Și acest video să aveți o zi frumoasă. Salut!